Aparent, două femei se întâlnesc și stau la povești pe o bancă în parc. Doar un ochi format și-ar putea da seama că una dintre ele e un fulg de nea. Astfel sunt numiți pacienții care au această afecțiune. Elena Mărginean are puțin peste 40 de ani, dar de 17 suferă de miastenia gravis. Elena, ce este miastenia gravis? Miastenia gravis este o boală autoimună, rară, care afectează mușchii voluntari. Ea este o boală invizibilă. La prima vedere, nimeni nu ar spune că suferi de o boală atât de gravă. Incidența este de 1 la 10.000 și ea se manifestă foarte diferit de la o persoană, de la un pacient la altul, de pentru care suntem și numiți fulgi de nea. Ea poate să se manifeste doar la mușchii ochiuculari, se numește miastenia oculară, să fie generalizată, să se afecteze toți mușchii din organism, sau să fie o formă bulbară care afectează mușchii masticației și deglutiției. Tu când ai ajuns la medic, când ai fost diagnosticată? Eu am fost diagnosticată în anul 2003, aveam 25 de ani, toată viața înainte. Spre norocul meu, am fost diagnosticată foarte repede, însă nu toți au această șansă. Problema majoră la noi în țară este că la mulți pacienți li se pune un diagnostic greșit de depresie, anxietate, boală imaginativă și atunci sunt tratați cu medicamente, iar boala lor poate fi agravată și viața le poate fi pusă în pericol. Cu ce simptome ai ajuns tu la medic? În prima fază, la mine s-a manifestat doar la nivelul feței. Am început să vorbesc râit și acum sunt afectată puțin de la căldura aceasta și cu probleme de vedere. Pot să spun oarecum că sunt norocoasă. Există multe alte boli care sunt mai grave. Și eu, de fire, sunt optimistă. Ești optimistă și o curajoasă, pentru că tu ți-ai asumat boala și ai continuat să ai o viață normală. Aproape ți-ai întemeiat o familie, da. Și ai o fetiță. Da. În ciuda faptului că oarecum există o reticență, am avut curajul să fac un copil, să rămân însărcinată și sunt recunoscătoare pentru faptul că fiica mea este perfect sănătoasă. Dar mai ales pentru faptul că am o familie care mă înțelege și mă susține. Sunt pacienți care încearcă să ascundă atât familiei cât și celor din jur afecțiunea. De ce? Pentru că li se pare rușinos să nu poți face unele lucruri. Eu nu prea înțeleg. Cred că este foarte important să spunem, pentru că atunci putem fi ajutați. Numai așa putem avea o viață cât de cât normală, dacă cei din jur înțeleg că avem niște limitări. Ai fost privită ciudat? Am fost. Limitările astea pe care le avem noi, miastenicii, trebuie recunoscute. Dar este foarte greu, pentru că nu-ți dai seama când te lasă musculatura. Și mie mi s-a pățit, de exemplu, să pic într-o toaletă publică și atunci am fost privită ca o drogată sau o bețivă. Nu puteam efectiv să mă ridic. Am o grămadă de colege care îți spun tot așa, că dacă pică pe jos, sunt privite ciudat. Musculatura te lasă și doar ani de experiență fac să înțelegi care sunt limitările tale. Tu simți care sunt limitele? Adică poți să preîntâmpini o astfel de cădere? Nu întotdeauna, din păcate. Pentru că în diferite momente ale zilei pot să fiu foarte rău, iar după ce mă odihnesc, mușchii se recuperează și ești perfect normal. Cât de înțelegători sunt șefii? Cât de mult au ajutat? Eu am început
activitatea profesională cu boala asta. Și am lucrat până acum 4 ani, când am avut un episod de criză miastenică, cu internare la terapie intensivă și probleme de respirație. Și atunci am decis să mă pensionez. Cât de înțelegător sunt, cred că având în vedere că te văd, că te împoți normal, nu-ți dau seama, dacă tu nu verbalizezi, nu-ți dau seama. Cât de important este ca atunci când simți că te lasă mușchii și ești într-un mijloc de transport în comun să te așezi, pentru că de multe ori se întâmplă ca gravidele să nu aibă norocul unui loc jos. Este important să spui și să ceri drepturile. Există multe persoane și mie mi se întâmplă când, de exemplu, nu pot ridica piciorul să urc în autobuz. Aici este gravitatea situației. Ești privit ca o persoană perfect normală. O, tu ai limitări mari. Uneori chiar mai mari decât un om în scaun cu rotile. Depinzi de niște medicamente pe care statul nu le asigură în mod constant. Iar dacă noi nu ne luăm medicamentele, nu știu, 2 ore, 6 ore, putem ajunge la crize de respirație, la un pas de moarte. Tu ai fost acolo? Da. Și tu ai făcut și o intervenție, ai suferit și o intervenție chirurgicală? Da. Există persoane, nu toate, cazurile sunt așa, la care încă există glanda timus și care poate fi extirpată. Uneori ajută, uneori nu are niciun efect această operație. Dar eu mi-am asumat riscul și m-am operat. Eu nu sunt o persoană care îmi plâng de milă, de multe ori sunt mai optimistă decât prietenii mei. Și, dar aceste limitări n-au cum să nu te fruseze. Eu, de exemplu, pățesc de multe ori, având o fetiță, să nu pot seara să-i citesc o poveste. Încep și mă lasă musculatura. Și spre norocul meu am un copil atât de deștept și spune, lasă, mamică, punem o poveste online. Ideea este că dacă îți cunoști limitele, poți să găsești soluții la orice. Ok, în primul rând trebuie să le acceptăm și apoi să vedem ce putem face. Fetița ta merge la școală? Da. Te-au văzut colegii ei? M-au văzut. Au pus întrebări? Mă privesc într-un mod ciudat. Am fost să fac un atelier cu decorațiuni de Crăciun și la un moment dat am început să vorbesc. La un moment dat mă lasă musculatura, dar eu sunt foarte dezinvoltă și copiii sunt la fel. Se uită, le spun, acum m-au lăsat mușii, ok, trec mai departe. Pe când adulții nu sunt așa. Nu știu dacă judecă, pe mine nu mă interesează foarte mult părerea celorlalți. Am învățat să accept lucrurile și să merg mai departe. Cei din jur, familia, prietenii, cum au acceptat situația ta, condiția ta? Păi, pentru mama, cred că a fost cel mai greu. Acum, în postura de mamă, pot să spun că nu știu ce aș face. Aș lua toate bolile de pe mână, numai să nu fie ea bolnavă. Dar a fost puternică. Iar soțul meu, așa m-a cunoscut. M-a acceptat și m-a iubit. Și cred că asta a ținut oarecum și de mine. Că m-am acceptat eu, așa cum sunt.
Există un grup de suport pentru persoanele cu miastenia gravis? Da. Și este unul foarte activ. Asociația este înființată de, cred că de 15 ani sau mai bine 20. Eu, în urma pensionării, am început să mă implic mai activ în acțiunile de voluntariat. Și asta mi-a adus foarte multe satisfacții. Încurajez toate persoanele, indiferent de afecțiuni, să se implice cât mai mult în acțiuni de voluntariat. Ajută pentru sufletul nostru, dar și pentru semenii noștri. Mai bun. Mi-e așa de ciudă că nu pot vorbi. Dincolo de tratamentul medicamentos, de vizitele pe care le faci la medicul specialist, suportul psihologic este de ajutor sau este necesar? Da, este foarte important. Dar este important să știm noi că avem nevoie de el și să-l cerem. Suport primești de la toți cei din jur, dar și suport de specialitate. Noi avem la asociație, Asociația Națională Miastenia Gravis România, este foarte activă, este implicată în foarte multe acțiuni și avem doctor psiholog. Trebuie doar să cerem ajutorul. Faceți glume între voi despre nisoare și fulgii de nea? Da, o mulțime. Se mai spune și că avem mes de pinguin, datorită faptului că nu putem de cele mai multe ori să ridicăm picioarele. Eu mai glumesc, mai spun că am primit baterii chinezești în loc de originale și se termină mai repede. Trebuie să faci haz de necaz. Îți faci planuri pe timp îndelungat? Da, visez, trăiesc din vise, mă hrănesc cu ele. Eu am reușit să înființez un grup de suport la Cluj și sunt activă, încerc să ajut pe toată lumea. Îmi fac și planuri de călătorie. Vreau să mă angajez din nou, sper să reușesc. Ce ți-ai dori acum, de exemplu, să poți face? Ceva ceea ce nu poți face deocamdată? Mi-aș dori să pot zâmbi fizic, așa, și mi-aș dori să cunoască cât mai multă lume ce înseamnă miastenia gravis. Și mi-aș mai dori, în primul rând, să știe medicii specialiști ce avem voie și ce nu avem voie. Inclusiv un medic îți poate pune viața în pericol, dacă nu știe ce contraindicații ai. Care sunt contraindicațiile pentru miastenia gravis? În primul rând sunt un set de medicamente care sunt interzise. Astea spun viața în pericol. Trebuie să te odihnești atunci când simți să nu mai poți odihna, să nu te spui la soare, să mănânci sănătos, să gândești pozitiv. Cam astea ar fi. În rest, viața e așa cum ți-o faci tu. Exact. Viața e frumoasă. Nu există perfecțiune. Noi am avut săptămâna trecută
un grup de suport prin colaborare cu centrul Noro de la Zalău și am avut consiliere psihologică. Am ajuns la concluzia că majoritatea pacienților au tendința de a fi perfecționiști, ceea ce cumva te limitează. Trebuie să știm că viața nu e perfectă și să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dacă acceptarea nu e forțată, dacă vine de la sine, viața se va așeza pe făgașul său. Iar pentru noi, ceilalți, este imperios necesar să reținem că unele afecțiuni nu sunt atât de vizibile, dar sunt la fel de grave. Haideți să renunțăm la a judeca și să încercăm să fim mai umani.